Salut, prieteni! Astăzi vă invit la casting. Da? Am ieșit pe un teren de fotbal. Haideți să facem casting. Este foarte important ca în momentul în care exersați pentru casting să nu ieșiți la pescuit, deoarece nu vă puteți concentra asupra castingului. Haideți să vorbim un pic despre echipament. Folosesc o lansetă de clasa 5, 9 picioare, un șnur VF 5 cu head scurt de 8 metri. Este foarte important să folosiți pentru început un șnur cu head scurt, deoarece controlul dumneavoastră asupra lui este mult mai ușor și, bineînțeles, versatilitatea unui head scurt este mult mai mare sau mult mai largă, dacă vreți, în majoritatea situațiilor de pescuit. Folosesc un lider de 2,70 m și, bineînțeles, la capătul liderului am legat o muscă de exercițiu, da? Bun. Dar cel mai important lucru este ca firul dumneavoastră să fie notat în zona unde se termină head-ul sau să fie format din două sau mai multe culori, în așa fel încât să vă spună exact unde se termină head-ul dumneavoastră. Da? În cazul de față, partea de running al firului meu este partea portocalie și partea de head, da, este partea gri închis. Da? De ce este important acest lucru? Știind exact unde se termină head-ul dumneavoastră, înseamnă că începând să faceți lanseurile false de acolo, lanseta dumneavoastră se încarcă optim pentru casting. Cum începem? O să mulinez șnurul fix până în zona unde se termină head-ul, în așa fel încât să fie la vârful lansetei, și o să blochez mulineta ca firul meu să nu mai plece din acea zonă. Da? Pentru început, este bine să nu începeți cu castingul pe spate. Da? Dacă dumneavoastră faceți lanseuri pe spate, nu vedeți ce se întâmplă cu șnurul dumneavoastră. Așa că vă recomand să vă așezați astfel. Da? Având vederea destul de largă, vedeți ce se întâmplă și în față și în spate cu șnurul dumneavoastră. Da? Asta înseamnă că lanseurile dumneavoastră vor fi paralel cu iarba. Da? Încercați pur și simplu să așezați șnurul în stânga, apoi îl luați de acolo și îl așezați în dreapta. Da? Făcând acest lucru, deprindeți controlul șnurului dumneavoastră. Da? Este foarte important ca șnurul dumneavoastră să fie întins la fiecare din cele două mișcări. Haideți să vă mai arăt o dată. Ok. Din moment ce puteți stăpâni această variantă, încet, încet veți grăbi, dacă vreți, pasul lanseului. Haideți să vă arăt. Deci, l-am luat jos, l-am pus pe iarbă întins, l-am pus pe iarbă în spate, da? Întins în față, întins în spate. Da? Și apoi accelerați această mișcare. Când accelerați această mișcare, este foarte important să nu atingeți iarba. Da? Făcând această mișcare, aveți control asupra șnurului dumneavoastră. Și, bineînțeles, având control la aceste două mișcări, a treia va fi mișcarea pentru distanță. Ceea ce înseamnă că va trebui să eliberăm frâna molinetei și, bineînțeles, să scoatem un metru, doi de șnur. Da? Încercați să obțineți distanță câte puțin, câte puțin. Dar, în continuare,
Atenție, în continuare, head-ul trebuie să rămână la vârful lansetei. Da? O să încerc să vă arăt gradual, da? O să lansez în spate, lansez în față pe iarbă, o să grăbesc pasul lanseurilor și, pe urmă, o să observați că pur și simplu îi dau drumul șnurului. Da? Având control acestor două lanseuri, pur și simplu lanseta dumneavoastră vă spune că puteți să eliberați șnurul ca să obțineți distanță, da? Bineînțeles, puteți încet, încet, la fel, recuperați până acolo unde se termină head-ul, da? Ați făcut un lanseu fals și, după cum vedeți, șnurul dumneavoastră zboară instant, da? Mai scoate în șnur, recuperez, atenție, recuperez până la sfârșitul head-ului, da? La fel, lanseu pe iarbă în spate, lanseu pe iarbă în față. Începeți și accelerați, da? Faceți lanseuri deasupra ierbii, sau mai bine zis, paralel cu iarba, după care un lanseu în față și șnurul dumneavoastră zboară cât aveți nevoie. Da? Haideți să vă mai arăt încă o dată. Din nou. Din nou, da? Aceeași chestie, da? Head-ul este fix la vârful lansetei. Lanseu pe iarbă în față. Lanseu pe iarbă în spate. Pe urmă, încet, încet, accelerăm cu lanseul paralel cu iarba. Da? Dacă reușiți să țineți șnurul în aer paralel cu iarba, atunci puteți controla, bineînțeles, și distanța șnurului care doriți să lansați. După ce exersați etapele de mai devreme, la un moment dat o să vă dați seama că nu aveți nevoie de atât de multe lanseuri false. După cum vedeți, printr-un simplu back asta am lăsat 30 de metri lejer. Sper că v-am fost de ajutor, dar nu uitați, chiar ce am reușit soluția.